tinerele vedete lansate de emisiunea Puterea Dragostei se împacă din ce în ce mai greu, ca noi toți, cu perioada petrecută în izolare, în care distanțarea socială este esențială. Iar ziua de 1 mai a fost, și pentru ea, una dificilă, cu atât mai mult cu cât, de anii buni. Prima zi a lunii o prindea pe plajă, iar distracția se termina abia când răsărea soarele, a doua zi. În mod normal, de 1 mai aș fi fost cu gașca, la mare, pe plajă, în cluburi. Acum însă... sunt ca în pușcă, legea nu ne permite să facem mai nimic, virgulă, ne-a spus Raluca Munte de la Puterea Dragostei. Cu toate acestea, până la urmă, frumoasa roșcată a găsit o soluție. Am zis să fiu pisica pe acoperișul fierbinte. Mă simțeam claustrată în cameră, așa că am ieșit puțin, pe bloc. Mi-aș fi luat costumul de baie, dar acum sunt într-o mică campanie, consum un ceai pentru tonifiere, și mi-am propus să nu am poze în costum de baie până când nu termin cura, să pot să compar fotografiile de dinainte cu cele de după. Dar, oricum, pe bloc a fost o experiență. Altfel, e ciudat, singură, să vezi tot orașul. Am avut un sentiment altfel, pot să spun că mi-a plăcut. Liniștea și soarele de care m-am bucurat m-au făcut să mă gândesc și la alte lucruri în afară de distracție. M-au ajutat să îmi vindec, ca să zic așa, supărarea că nu sunt la mare, să mă bucur de momentele petrecute cu mine și să apreciez ceea ce am, virgulă, ne-a mai spus frumoasa Raluca Munte de la Puterea Dragostei. Raluca Munte are un nou iubit, dar îl ține la secret. Raluca Munte are un nou iubit, iar prima dată a dezvăluit acest lucru la începutul lunii martie, când a fost invitată la Puterea Dragostei. Nu am spus nimănui până acum de el, e din București, iar relația noastră e de puțin timp, de vreo 2 săptămâni, virgulă, s-a justificat Raluca Munte în emisiunea Puterea Dragostei. Degeaba mă roagă lumea, nu o să-l arăt, nu o să vorbesc despre el. E mai bine așa. Suntem la început și vreau să-mi țin secretă relația, departe de ochii lumii, virgulă, a spus Raluca Munte, fosta concurentă de la Puterea Dragostei. Raluca Munte de la Puterea Dragostei, relație cu Adrian și Ricardo. Raluca Munte a fost concurentă în primul sezon de la Puterea Dragostei. La scurt timp după ce a intrat în show, Raluca a început o relație cu Adrian Iancu, însă după o perioadă intensă, cei doi s-au despărțit. Raluca s-a iubit apoi cu Ricardo, iar relația lor părea una serioasă. De altfel, Raluca a și ieșit din casă după ce Ricardo a părăsit emisiunea. Cuplul lor s-a destrămat însă după ce au fost într-o scurtă vacanță. Și a fost o despărțire urâtă, în care Ricardo a jignit-o foarte tare pe Raluca Munte de la Puterea Dragostei, virgulă, iar aceasta l-a amenințat cu judecata.